Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un material mai special și anume vom face un material despre tăierile de stimulare a creșterilor noi pe meri de tip spur. Acesta este un golden și după cum vedeți, probabil că și dumneavoastră și mulți dintre dumneavoastră vă întâlniți cu această situație. După câțiva ani de fructificație, vetrele de rod din interiorul lui sunt foarte abundente, în schimb, creșterile vegetative pe care să regenerăm aceste vetre de rod nu mai le întâlnim pe interiorul coronamentului, adică din partea de mijloc a unei ramuri de semischelet care ține vatra de rod propriu-zisă către interior. Deci noi nu avem unde regenera acolo, singurele locuri în care se regenerează aceste formațiuni de rod este partea terminală a acestor ramuri. Și astfel putem întâlni niște șarpante foarte lungi. Uitați cât sunt de lungi, cât sunt de mari. Da? Și singurele creșteri noi, anuale, dar de vigoare foarte mică, și aici nu este din cauza că pomul nu este hrănit bine, sunt în partea terminală a acestora. Iar astăzi, în materialul de azi, doresc să vă explic cum puteți să faceți aceste tăieri de întineriri. Știți că pe parcursul materialelor mele v-am spus că nu aveți voie să intrați în bursele de rod, în vertrele de rod și așa mai departe, decât în anumite condiții. Ei bine, și aceasta este una dintre condiții, decât că aici trebuie să intrăm puțin mai agresiv. Trebuie să facem niște tăieri de regenerare și de stimulare. Și plecăm de la premiza că semințoasele răspund foarte agresiv, specia semințoaselor, la tăierile agresive. Adică, cu cât noi facem tăieri de scurtare mai mari, cu atât răspunsul pomului va fi unul mai agresiv. Pe această premiză mergem, respectăm toate regulile învățate anterior și vom încerca să facem o creștere de regenerare la acest pom. După cum vedeți, în partea de sus sunt foarte rare creșterile de tip lăstar la pom. Pe acelea care sunt verticale le voi elimina pe toate și după aceea vom intra în bursele de rod propriu-zise. Fac acest lucru, după care iau camera și vă detaliez exact despre ce este vorba. Toate tăierile din partea de sus să fie făcute la inel. Deci nu ne interesează lăsar la cum în partea superioară. Așa. După ce am făcut acest lucru, luăm fiecare șarpantă în parte și ne uităm pe întreg cuprinsul ei. Iau camera și haideți să vă detaliez, sper să se vadă și foarte bine. O luăm de exemplu pe aceasta, da? Ea pleacă din ramura de schelet principală, de fapt de drept are două ramificații, pleacă, ramifică. Pe ramificația aceasta avem numai rod, bursă, 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 adică avem o vatră de rod foarte puternică, foarte aglomerată și câteva creșteri noi, ramuri viitoare de rod, în devenire, în partea terminală. Cum facem noi o tăiere de regenerare? Ei bine, trebuie să încercăm să aducem din nou rodul cât mai aproape de trunchiul principal, de axul principal, dar cu condiția să generăm și creșteri noi. Și astfel, din toată vatra aceasta de rod, păstrăm doar două burse și facem o secțiune în acea zonă. Observăm că cea din ramificația de jos se comportă la fel, las această ramificație pentru a transfer două burse, trei burse care are în terminație o nuielușă. Da? Luăm următoarea soluție și următorul caz. La fel și aici, nu prea se vede bine din cauza soarelui, avem ramificație cu burse. Ramificații cu burse. Deci vatra aceasta de rod, dacă o vedeți dumneavoastră aici, este foarte, foarte aglomerată, foarte puternică. Mergem și ne uităm dacă avem creștere mai nouă în spate, cum este aceasta de aici. Vedeți? La aceasta putem să-i facem o scurtare, cum am făcut și în acest caz. Bineînțeles, ce găsiți mumificat prin pom, le luați. Vă uitați ce anume umbrește aceasta și o tăiați și pe aceasta de aici și după aceea continuați. Vedeți că aveți o porțiune cheală. Aici am avut un lăstar de tip lacom care creștea și puteți veni să o eliminați total pe aceea de acolo. Aceasta de aici la fel este
foarte lungă, opriți, eliminați pur și simplu aceste terminații și lăsați 4-5 burse pe acea zonă, da? Cu condiția să nu aglomerați foarte mult zona. Dacă întâlniți situații de acest gen, adică ramificație, o bursă de rod aici și după aceea este o ramură cheală, având doar în terminație ceva rod, imediat secționați în această zonă. Tăierile să fi făcut oarecum la un cep mai mic. Deci unde aveți ramuri chele, nici nu stați la discuție, le eliminați în momentul 2, în secunda 2. La fel cum aveți și pe aceasta aici care umbrește, puteți să mai scurtați din ea la un pinten. Uitați, aveți pinten aici, bursă de rod în partea aceasta, lăstar tânăr în acea parte. Și continuăm pe toată structura pomului cam în acest sens. În concluzie, tai în special părțile terminale, mai mult sau mai puțin, respectă regulile, să nu aglomere, să nu calc, să nu facă umbră și așa mai departe. La fel ca și în acest caz pot face aceeași tăiere. Mergem în continuare pe șarpante și vedem că aici avem niște creșteri noi. Acestea ne poate ajuta, le scurtăm și dăm posibilitatea să genereze alte vetre de rod pe această parte. Luăm înapoi șarpanta principală, observăm ce se întâmplă în ea și putem vedea că aici avem niște creșteri noi, putem face o tăiere de scurtare. Eliminăm ce este pe vertical aici și lăsăm o bursă mai mică. Observăm că aceasta o umbrește pe aceasta, la fel în partea terminală avem formațiune de rod, o putem scurta din această zonă fără nicio problemă. Noi teoretic acum facem tăieri de regenerare, dar totodată facem niște tăieri de normare a rodului, pentru că sunt foarte importante și acestea. Același lucru fac și în această parte, același lucru fac și aici. Vedeți? În momentul în care considerați că aveți prea multe aglomerări în aceste părți, puteți să mai renunțați la ele. Uitați aici, vedeți cât de aglomerată este, vedeți câte sunt, câte calcă una pe alta, pe una, două, deci numai și numai rod. La fel intervenim, ne uităm care sunt mai vechi și încercăm să regenerăm, să facem o tăiere de regenerare. Iar în acest caz eu las doar porțiunea aceasta și o las pe aceasta mai tânără aici. Deci în detrimentul celor bătrâne, le lăsați pe cele tinere și secționați din acestea care sunt mai vechi. Mergem mai jos pe șarpantă, vedem același lucru. Avem formațiune de rod foarte mult în această parte. La fel facem o tăiere de transfer, lăsăm suficient rod pe această zonă. O să vin să-l și stropesc cu niște var pentru a elimina toți lichenii. Trecem la următoarea ramură și aici vedem că avem o porțiune chială foarte mare la aceasta. În schimb, aceasta are ceva formațiuni. Vin și secționez din această zonă și mai elimin și din această de aici. Mai am în această parte la fel formațiune lungă, chiar dacă am creșteri noi aici, scurtez. În concluzie, respectați aceleași reguli, dar mai eliminați aglomerările. Puteți să mai eliminați din aglomerările respective. După cum vedeți aici, ramura este de asemenea cheală. În schimb, am niște ramuri, niște formațiuni de rod în această parte, care sub greutatea rodului s-ar lăsa jos. La fel, vin și fac o secțiune aici, în speranța în care îmi va genera rod pe ea, dacă nu o elimin cu totul la anul. Trebuie să știți ce se întâmplă și anul viitor. Mergeți mai departe pe ele, la fel, unde vedeți creșteri, că puteți să lăsați formațiuni de rod suficiente, eliminați. Mai puteți elimina și din cele verticale, în unele locuri, astfel încât încărcătura să nu mai fie una mare, vedeți? Deci avem ramură tânără, ramură tânără, ramurile tinere, iar din acești ce vor genera alte ramuri și noi vom dezvolta următoarele vetre de rod pe aceste creșteri anuale. Mergem mai departe pe o șarpantă, întâlnim același aspect pe peste tot, pur și simplu nu facem nimic altceva decât să găsim un loc în care să putem scurta și vom face exact de aici, dăm posibilitatea la aceste creșteri noi să se dezvolte, iar aceasta o eliminăm total, ne mai rămâne cea de aici. Mergem în continuare pe
această zonă. Bun, să îi lăsăm de aici. Îi lăsăm doar un pinte în acea zonă. Acestea sunt creșteri noi, le lăsăm, în schimb o scurtăm pe aceasta din jos, ca să nu mai calce, să nu mai umbrească. Aici la fel avem o mulțime de vetre de rod, intervenim agresiv și în această zonă și scurtăm de unde considerăm noi că este necesar să facem o oarecare normare a rodului. Observați? Lăsăm creșterile acestea de aici, ce mai este vertical mai eliminăm și după aceea ne îndreptăm privirea către interior și vedem care sunt vetrele de rod epuizate, cum sunt acestea de aici, și le eliminăm la inel, o parte din ele, nu pe toate. Da, cele care le vedeți mai deteriorate, mai epuizate, pentru că din ele vor genera creșteri, nu? Da? Mai faceți scurtări, eliminați, aerisiți. Și cam așa trebuie să arate mare o tăiere de regenerare. Observați? Deci am lăsat creșterea anuale noi și am umblat aproape în toate vetrele, eliminând total pe unele dintre ele și în altele încercând să aduc rodul mai aproape de ramura principală. Și am lăsat pentru final una, o șarpantă foarte lungă, uitați-o pe aceasta de aici, ca să observați despre ce este vorba. Deci, creșterile noi sunt în părțile terminale, iar pe toată suprafața ei avem câteva burse de rod. Dumneavoastră, ce trebuie să faceți este de asemenea să încercați să aduceți rodul mai aproape de trunchiul pomului și identificați o zonă în care aveți creștere și o secționați în cep, în speranța că de aici vă va genera alte creșteri. Da? Scurtare, deci cam asta trebuie făcut atunci când faceți tăieri de regenerare la pomii de acest gen. În special la Golden se practică acest tip de tăiere, pentru că aceștia îndesesc foarte mult vetrele de rod în detrimentul creșterilor noi, pentru că pomul are nevoie și de creșteri, de creșteri noi. Cam așa arată, cam acesta este pomul. Da? Îl vedeți, am eliminat cam 30% din totalitatea vetrelor de rod. Deci așa cum ați văzut, în momentul în care facem tăieri de regenerare și de stimulare a creșterilor, exact cum am făcut eu aici, umblăm absolut pe toate vetrele de rod bătrâne. Eliminăm pe cât posibil din cele bătrâne, le lăsăm pe cele tinere. Facem tăieri predominant în cep pe vetrele de rod, adică lăsăm niște cep unde facem tăierile în scopul de a genera creșteri noi și facem totodată și o normare a rodului pentru a da posibilitatea pomului să-și mai îndrepte o parte din sevă și către creșterile noi. Iar toate acele nuielușe și zmicele pe care le vedeți dumneavoastră lăsate acolo, cât și în interiorul coronamentului, acelea vor deveni viitoarele vetre de rod tinere și le veți elimina pe celelalte. Și așa faceți pe parcursul fiecărui an, astfel încât pomul să înceapă să regenereze și să creeze vetre de rod noi pe care să dea roade de calitate. Sper că v-a fost de folos acest material. Puteți face ceea ce am făcut și eu dacă întâlniți această situație, în special la pom bătrâni întâlniți aceste situații. Puneți-le în practică și vedeți despre ce este vorba. Observați rezultatele, eu vă spun că vor fi unele bune. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. Vă pup!